Handbal Club Zalău a obținut sâmbătă la orele amiezii al 10-lea succes din actuala ediție de campionat după ce a învins HC Alba Sebeș cu 26-21 la pauză 14-14. Elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici se mențin pe locul 8 în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handbal cu 5 etape înainte de încheierea actualei ediții de campionat. În etapa a 21-a, sălăjencele s-au duelat pe teren propriu cu o echipă nou promovată, HC Alba Sebeș, grupare care a înregistrat o singură victorie în primele 20 de partide disputate în actualul sezon. Condamnate la retrogradare, jucătoarele din județul Alba au fost arțăgoase și au venit la Zalău dornice de a demonstra că merită să rămână în primul eșalon al handbalului românesc. În prima repriză, jocul a fost echilibrat, iar după 30 de minute de joc, tabela din sala sporturilor din Zalău indica egalitate. Scor 14-14. În partea a doua, sălăjencele au avut o cu totul și cu totul altă prestație și s-au distanțat pe tabela de scor, reușind să se impună cu 26-21. Rezultat în urma căruia se mențin pe locul 8 în clasament, la 5 lungim distanță de următoarea clasată, HCM Râmnicu Vâlcea, grupare pe care elevele lui Gheorghe Tadici o vor întâlni în deplasare.